dragii mei, bine ați venit în grădina cu ideea că ne suntem pe 1 iunie, ziua internațională a copilului și cu ocazia asta vreau să vă urez din tot sufletul meu la mulți ani. Și copiilor și celor mai puțin copii, adică părinților lor, multă sănătate și multă răbdare în educarea picilor, în educarea propriilor odrasle. Și noi vom sărbători această zi, dar nu în așa, cu așa mare anvergură, pentru că ai mei sunt mari și nu prea le mai place să le spun că sunt copii, na, ei sunt adolescenți, sunt tineri. Și cred că știu că prin mai era ziua tineretului, parcă mi-aduc eu aminte și cred că de acum o să-i sărbătorim de ziua tineretului, că na, ei nu mai sunt copii. Deși pentru noi, ca părinți, ei vor rămâne în veci pururi copii. Așa după cum și noi, ca adulți fiind, cei care mai avem părinți în viață, ne putem considera tot copii. Ieri, după cum știți, am fost la munte. A fost așa ca și cum ne-am rupt de realitate, ca și cum am intrat într-o altă dimensiune și evident că am filmat și am fotografiat berechet acolo la munte, așa încât o să fac un filmuleț, o să încropesc toate aceste imagini pe care le-am adunat într-un filmuleț și pe care o să-l public, evident, zilele acestea. A fost extraordinar. Nu mă lasă inima să nu vă iau și pe voi să vă bucurați de așa o liniște și o pace care găsit-o acolo la munte. În afară de faptul că am filmat și am fotografiat, noi n-am folosit telefoane, deci ne-am rupt total de realitate cumva și a fost extraordinar. Eu m-am și bronzat un pic, dar nu știu acum dacă se vede, pentru că acum în balcon la mine este umbră, dar m-am bronzat un pic și râdeau copiii mei de mine și eu că am nasul roșu. Și mă întreba ce am băut de am nasul roșu. Dar m-am bronzat, ne-am prins un pic soarele, pentru că acolo la munte, alături de vânt și erau și un soare așa mai puternic, erau perioade, când cu soare puternic, când cu nori. Dar când era soare, bineînțeles, noi am stat și noi așa cu fața la soare, să ne prindă cât mai bine soarele. Planuri mărețe pe săptămâna asta nu am încă, deci nu ne-am planificat încă ceva anume să facem. De filmat o să filmez, clar, o să filmez mai mult. Am de lucru și la un proiect, la o colaborare pe care vreau să o pun în practică. Astăzi, în mod teoretic astăzi, ar trebui să mergem la cumpărături, însă practic nu știu în ce măsură vom reuși. Tot teoretic mi-am propus să ies un pic prin cartier, să mă mai bucur și eu de vremea asta, că m-am săturat de stat în casă, e frumos afară, nu e nici prea cald, nici prea frig, e numai bine de ieșit, dar iarăși practic nu știu în ce măsură, dar ce știu sigur este că azi voi coase, voi continua să coș, o să vă arăt ce am cusut săptămâna trecută, să nu credeți că am vorbit prostii, chiar am cusut săptămâna trecută și voi continua și săptămâna asta cu celebrele mele pătrățele, eu le spun pătrățele de patchwork. Deci e o chestie, un ansamblu de pătrățele create așa sub forma unei coverturi, aș vrea să fac. Patchwork. Așa se spune? Sper că da. Așa, și am lucrat, am cusut și voi continua și săptămâna asta. Bine, nu voi termina pentru că, na, mai durează, dar asta este intenția mea pe ziua de astăzi. Mâine vom vedea ce vom mai face, nu știu. Plănuiesc. La mine totul în teorie, dar practic, cu practica ne omoară pe noi. Vreau să mai ieșim undeva, pentru că mâine e 2 iunie și e sărbătoare aici în Italia. Oamenii sărbătoresc și, nu știu, vom vedea. Acum, eu știu ce fac, mă duc să mai cos un pic, vă arăt ce am cosut și apoi mai vedem pe parcurs ce mai fac. Dacă merg la cumpărături, fac un mini haul, îl voi introduce aici în clipul ăsta, dacă ajung la cumpărături. Dacă nu, okay, vom vedea. Ok, v-ați spus că nu? Iată că am reușit să cos câte 12 pătrățele, le-am îmbinat așa cu nuanțe de albastru, cât să meargă în camera lui Adrian. Am făcut deja, deci am făcut două rânduri de câte 6 pătrățele și mai am aici deja încă sunt vreo 50, cred că, dar oricum trebuie să mai tai încă. Am socotit eu că trebuie să ajungem la 120 de pătrățele din astea. Așa că mai am de lucru. Da, și astăzi voi încerca să mai cos încă două rânduri. Nu mai mult, că și e mult strică, știți voi cum se spune, nu? Așa a ieșit, zic eu. Pentru un începător ca mine au ieșit. Toate că nu sunt ele chiar... Observați că există așa o mică diferență, pare că pătrățelele astea nu au chiar aceeași dimensiune toate. Eu le-am măsurat cu rigla, vă dați seama. Dar, mă rog, pentru început eu zic că e destul de bine. Ei, dragii mei, tocmai ne-am întors de la cumpărături și o să vă arăt ce am cumpărat. Îmi permit să vă arăt, pentru că n-am făcut multe cumpărături. Pentru că mă gândeam că dacă o să facem așa cumpărături cu nemiluita, adică multe, o să fac un filmuleț separat.
un vlog separat. Dar fiindcă sunt puține, îmi permit să le introduc aici în vlogul acesta, în weekly vlog. Da, așa cum vă spuneam, nu sunt foarte multe cumpărăturile și o să trec repede prin ele să vă arăt ce anume am târguit noi astăzi. Am cumpărat o cutie din asta de roșii, sherry. Aici mie tot îmi vine să le spun cilegine, pentru că așa se cheamă în italiană, roșii sherry. Am cumpărat o cutie din asta cu kiwi, pentru că e foarte bună, îmi plac foarte mult, cred că sunt unica din casă care mănâncă kiwi. Așa, apoi am cumpărat această cremă de cacao de pus pe prăjituri, un fel de, nu știu cum să-i spun eu, o cremă, mă rog, ca să nu mai divagăm de la subiect. Am luat acest borcan de carciofi, care în traducere în limba română ar fi anghinare, în ulei. Apoi am cumpărat banane, am cumpărat biscuiții ăștia umpluți, care seamănă, așa cum vă spuneam eu de mai multe ori, cu eugeniile la aspect, dar la gust nu, nici pe departe nu sunt ca eugeniile. Înghețată, pentru că știți voi, nici o masă fără înghețată, nici o târguială fără înghețată. Nicușorul aspect, specul, un prosciutto din ăsta afumat, la bucat așa. Pâine. Aici cu pâinea, să știți că este o poveste. Am luat două pâini pentru că niciodată n-am văzut la Lidl asemenea oferte. Dacă cumperi o pâine din asta, poți să iei un borcan de Nutella la jumătate de preț. Așa că am profitat din plin și am luat două pâini, bineînțeles le vom pune la congelator, și Nutella, că na, noi suntem mari mâncători de Nutella, noi copiii, că eu nu mănânc Nutella. Așa, deci iată, luăm două borcane de Nutella și două pâini. Apoi am cumpărat acest, eu de fapt un fel de râșniță, dacă vreți, cu tot felul de condimente în interior. De asta se cheamă un amestec aromatic, se traduce, și are de toate, de la piper, ceapă, usturoi, mă rog, tot felul de alte semințe din astea aromatice. Și mi s-a părut interesant așa, pentru că le ai pe toate la îndemână, sunt închise și păstrează aroma, deci mi se pare convenabil. Și prețul, mi se pare că era, dacă nu greșesc, eu cred că 3,50 € toată șmecheria asta. Apoi am cumpărat niște brânză din asta feliată, noi o folosim la sandvișuri și așa mai departe. Apropo de sandvișuri, știți că eu cumpăram de obicei lipi sau piadine, cum se cheamă aici în italiană. Tura asta, găsit aceste turte, are traducere saltimboca, că sari, le mănânci cumva, sunt niște turte, practic, care sunt coapte pe grătar, sunt coapte la cuptor, pe grătar, la cuptor, așa, și pot fi consumate precum sandvișurile. Deci observați că în interior au exact aceleași ingrediente pe care noi le foloseam la piadine, la lipii de copricina. Și am luat una, deci are 4 bucăți în interior, deci numai bine ne ajunge la toți 4. Mai departe am cumpărat sucuri de mere, să este preferatul copiilor, 2 cutii din astea de suc de mere și 2 sticle cu ceai de lămâie. Mai departe pâine feliată, așa, și Nicu, că e mare bucătar, știți voi povestea, și a cumpărat acest ulei care este condimentat cu piper iute. Deci este de fapt un ulei iute. Așa. Mai departe am cumpărat din astea de suc de roșii în bulion, cum vreți voi. Semințele astea, care am mai cumpărat noi, au acaju, au mirtili, tot felul de alte șmecherii din astea uscate. 2 sandvișuri din astea, de 2 bucăți au înăuntru. Sandvișurile astea sunt cu somon. Așa, la fel așa de o gustărică, sunt numai bune. Un avocado, pentru că da, m-a lovit dragostea de avocado. Acum și voi știți că lunea de obicei avem fasole, așa că eu mă lipesc de avocado. Mai departe ceapă, nu mai avem deloc ceapă, avem ceapă roșie, dar nu putem găti numai cu ceapă roșie, clar, nu? Gorgonzola, am luat și o altă brânză, asta nu știu ce brânză este, Nicolotto. De oaie, este un fel de brânză de oaie. Așa, și am mai cumpărat și o pungă din asta de capelete, adică ravioli. Generic, eu le spun la ravioli, cu prosciutto crudo.
Am mai luat și niște produse non-alimentare. Am luat așa un set din asta de pixuri, creioane, pixuri de fapt. Asta să văd exact despre ce e vorba. Asta e un pix, pixuri de fapt, nu un pix. Așa, ai și tot pixuri. Așa, și asta era, ar trebui să fie evidențiatoare. Asta este, sunt evidențiatoare. De acum ne pregătim și noi pentru școală. Apoi am cumpărat două flacoane din astea de, ați auzit pe Nicu strănutând, așa, două flacoane din astea de dezinfectant, 100% de igienă, 100% de delicatețe. Noi e bine să avem din asta în casă, mai ieșim undeva, mai plecăm la un picnic, mai, eu știu, pe drum, unde mai mergem noi spre România, e bine să avem chestiile astea. Acum, după toată nebunia asta, e bine să avem dezinfectant. Și am mai cumpărat și un săpun din asta lichid. Eu sunt fan de săpun lichid, deci când prind câte unul mai așa, mai deosebit, îl și cumpăr. Asta este cu săpun lichid din lapte, cu lapte de măgăriță, azina, măgăriță, bio încă, vă dați seama, 250 de ml, sper să fie bun. Mai era și șampon, nu șampon, mai era gel de duș și încă o cremă pentru mâini, dar eu am, dacă sunt fixată pe săpun lichid, vă dați seama că am luat săpun lichid. Ok, și astea sunt cumpărăturile pe astăzi, așa că ne vedem mâine de acum. Hello, dragilor! Bine ne-am regăsit! Astăzi este marți, este 2 iunie și este ziua Italiei, este festa de la Republica, așa se cheamă sărbătoarea de astăzi. Italienii sărbătoreau de regulă cu mare fasta această zi, însă astăzi un pic mai lejer, așa, pentru că, na, vă dați seama, situația nu ne permite să ne aruncăm așa în petrecere extraordinare. Chiar să fi vrut, noi tot n-am fi putut petrece, pentru că Nicu a început munca, așa că stăm cu minții în casă, cel puțin astăzi, în casă, aici, în zonă, chiar numai în casă, nu vă imaginați că stăm numai în casă. Copiii au liber de la școală, au avut un fel de ponte, cum spun ei, au fost liberi și ieri și astăzi, dar oricum școala lor se termină săptămâna viitoare, luni, pe 8, cred, 8 iunie. Deci mai au practic miercuri, joi și vineri de școală și gata, încep și ei vacanța și ca atare, vă dați seama, suntem așa un pic mai relaxați. Planurile mele pe ziua de astăzi sunt niște planuri mărețe, ca de obicei. Știți că eu nu mă joc așa cu lucruri mărunte, eu am planuri mărețe și din care nu fac nimica. Cam asta e ideea. Astăzi, chiar dacă noi stăm acasă și nu petrecem în adevăratul sens al cuvântului, fac curat, vreau să fac curățenie pentru că e puțin dezastru, ca să nu zic haos, ca să nu spun nebunie la mine în casă. După aceea vreau să gătesc astăzi, cred că voi face acum, imediat m-am pus de gătit, vreau să fac niște chifteluțe, pentru că Nicu mi-a tras sarcini de aseară, a spus, vreau să mănânc chiftele de ziua Republicii. Glumesc așa și cam asta o să fie. Mai cos, mai vedem ce mai facem prin casă și cam asta este planul pe ziua de astăzi. Astăzi vreau să mai filmez un clip pentru o colaborare. Am deja idee cam ce vreau să filmez și cam asta e pe ziua de astăzi. Mai vedem mâine ce mai facem, dar oricum nu plecați. Stați în continuare să ne petrecem ziua împreună. Bucătăriți, curățit și câte și mai câte alte șmecherii. Poate ies un pic afară. Ia uite și frumos cântă păsărelele. N-ar fi păcat să stau să ascult cum sfârie chiftelele în tigaie în loc să ies să ascult păsărelele? Ce spuneți voi? Asta cred că o să și fac. Mă mai gândesc pentru duminică. Poate ieșim pe undeva duminică. Vedem. Auziți ce frumos cântă?
parchetă și mi-a venit momentul să mă apuc de făcut chifteze, pârjoale, cum vreți voi să le spuneți. Am pregătit deja umplutura și mă apuc de treabă pentru că am multe, multe de făcut. Ok, ia uitați, am pregătit aici umplutura, am pus, am dat prin vânzătoare cartofi, morcov, am pus mărare, am pus ouă, așa, și mi-au ieșit câteva. Am improvizat și eu, pentru că vă dați seama, aici nu avem toate cele necesare pentru chiftele. Și mă apuc acum să le construiesc, să le fac mai mici, pentru că lui domnul Nicu îi plac mititele, ceva de genul ăsta. Deci clar că am să am de prăjit aici și o să-mi iasă ok. Dacă singură, când era Nicu acasă, eu le făceam, el îl dădea prin pesmet. Acum trebuie să le fac eu pe toate. M-a venit și rândul meu la bucătărie, nu-i așa? Toată ziua numai Nicu. E, păi, asta zică lumea că aia, că tu nu faci nimic, ca numai Nicu faci treabă. Ia câte, fac și eu. Mă laud acum, că dacă nu mă laud eu, nu mă laudă nimeni. Da. Credeți că sunt destul de mici? O să le fac un pic mai măricele, nu, e bun așa. Nu știu după asta cum să le fac. Mă gândesc să fac ori cu piure, să fac un fel de piure, ori să le fac cu sos. Cred că cu piure, că e mai puțin de muncă. Am pus mărar, v-am spus, nu? Am pus mărar de la cumnata mea. N-am niște pătrunjel, că aș fi pus și pătrunjel. Mi-mi plac alea cu multă, multă, multă verdeață. Alea îmi plac cel mai mult. Am pus usturoi. Se simte mirosul de usturoi. La voi nu a ajuns mirosul de usturoi? Aici nu, miroasă. Italienii nu prea mănâncă usturoi, însă mie îmi place. Și Nicu s-o italienizat, cică și el, că nici el nu mai mănâncă cu usturoi. Ce vrăjală. Îi place și lui usturoi, da. Ca să dea mai italian decât ei. Zice că nu-i mănâncă. Dar mie îmi place usturoi foarte mult. Mi se pare că e un condiment destul de bun și sănătos în același timp. Nu face rău usturoi deloc. Dacă ne gândim la câte calități are, sigur e foarte bun. Și usturoiul ăsta pe care l-am pus eu aici, vreau să vă spun că e un usturoi foarte puternic. Se simte chiar foarte bine mirosul. Mă gândesc că face un miros de usturoi prin cartier. Asta și ei valizele italiene și o să pleci. De atâta miros. Așa, cred că o să trebuiască. Eu o să le fac pe toate așa. Și după aia o să le prăjesc. Ca să nu stau cu tigaia încinsă mult. Îmi place că nu se, nici nu se lipește. Am făcut bine, bună umplutura, că nu se lipește de mâini. Așa. Mai am încă un, mai le pun pe un fund. Așa, și după aceea le pesmetuiesc. Le dau prin pesmet. Ok. Dau așa deoparte. Și mai am un fund. Mai am un funduleț. Așa, ia să vedem câte mi iese. Câte... Vă spun la urmă câte mi-au ieșit toate. Câte pârjoale am făcut. Pârjoluțe, chifteluțe, cum vreți voi să le spuneți. Voi cum faceți chiftelele? Eu mă gândesc că în România aveți toate ingredientele. Eu vă spuneam că am dat cartofi prin răzătoare, prin răzătoarea mică și i-am stors pentru că au lăsat foarte multă apă. După aceea am dat și morcovul prin răzătoare și am pus un pic de brânză gratugeată, brânză de parmezan. Am pus un pic de parmezan, am pus ouă, am pus sare, piper, carne, bineînțeles, și mărar am pus. Dar mă gândesc că voi poate că aveți o altă rețetă. Chiar m-ar interesa să aflu părerile voastre. Cum faceți voi chiftelele, pârjoalele. Așa. Și usturoi am pus. Am spus că am pus usturoi, nu? Am pus piper. Erau niște condimente speciale pentru pârjoale pe care le-am luat din România, dar nu mai am. Azi, eu anul ăsta când plecăm în România, îmi fac o listă
cu tot felul de condimente pe care vreau să mi-l iau, inclusiv verdețuri din astea de grădină. Știu că am sora mea pune la sare, frunza de vie, nu vă mai spun. În fiecare an mi-aduc frunza de vie și o fac sarmale cu nemiluita și când ajung la Crăciun sau la Revelion nu mai am. Așa, ce am să mai am? Eu delicat. Și asta e bun. Bine, sunt multe condimente din astea care mulți nu le folosesc, spun că e mai bine să folosesc naturale, însă eu le folosesc pentru că mai dau un plus așa de gust mâncării. Ingredientele sunt așa de fade aici, deci nu au niciun gust, nu au nimica, încât neapărat trebuie să pui ceva ca să simți că mănânci ceva. De asta mi-au multe condimente din România. Mi-au în special borș, mi-au pliculețe de borș. Am încercat, parcă v-am mai spus că am încercat să umplu borș, dar nu mi-a ieșit. Zice că trebuie să fii nervos ca să-ți iasă acru. Și eu, cum nu sunt nervoasă, așa se spune din popor, nu mi iese deloc și nici Nicu. Suntem amândoi calmi, liniștiți și pașnici, clar borșul nu sacrește. Așa, deci borșul o să-mi iau condimente din astea pentru sarmale, pentru prăjoale, ce altceva, piper din asta la râșniță, pentru că piper deja măcinat nu are aceeași forță, nu are aceeași aromă ca piper proaspăt râșnit, iar aici râșniță, piper la râșniță este foarte scump. Și de ce să dau eu, de exemplu, 4-5 euro pe o râșniță din asta, când aș putea să cu 4-5 euro să-mi iau mai multe din România. Așa, piper, cum spuneam, cimbru, leuștean din astea. Cimbru am văzut la pliculeț uscat, dar o să-mi iau și din asta verde. Am încercat într-un an să punem leuștean la ghiveci, să avem. Și nu, n-am avut succes, așa că în România cineva ne-a dat o rădăcină, un leuștean, cu tot cu rădăcină. Anul trecut, parcă? Da, anul trecut. Și am uitat să-l luăm și l-am lăsat la sora mea la Târgu Mureș, sora mea locuind la curte, l-a pus acolo. Și acum are o tufă de leuștean, ne mai trimite fotografii din când în când cu el și așa ni ciudă că l-am lăsat acolo. Oricum, mai bine că l-am lăsat acolo, că dacă l-aduceam aici la mine, nu rezista, așa că mai bine. E câte că mai am o leacă și termin și umplutura de făcut cheftelele. Deci, dacă stăm de vorbă, dacă vă povestesc vrute și nevrute, trece timp foarte repede. Și reușesc să fac și o treabă. Uite și idee bună. Să vă iau cu mine când gătesc, vă pălăvrăgesc, vă spun fel de fel de tărăsănii. Și voi îmi țineți companie. Ia să vedem pasta câte păjoluță mi-a ieșit. De vorbă în vorbă, ce bine să ai un prieten, să stai de vorbă cu el. Vă mulțumesc din suflet că stați alături de mine și îmi țineți companie. Chiar, sincer să fiu, chiar am impresia că vorbesc cu voi acum. Parcă vă și văd așa cum stați și vă uitați și spuneți, uite asta și mai botogănește. Oare nu doare gura? Cred că asta spuneți, nu? Așa că, ia să vedem, am câteva și am terminat. Cred că mai fac vreo 3 de aici, 3 pârjoluțe. Așa. Nu mai fac. Așa. Ia să mai vedem. A, ultima! Da. Am terminat. Ok, dăm asta deoparte. Și după asta trebuie să le dau prin pesmet și apoi, dar între timp, îmi pun tigaia la încens. Ok, am clătit ligheanul, castronul, unde am avut umplutura și acum o să trebuiască să aplic tehnica lui Nicu de a le da prin pesmet. Însă, marea mea problemă, știți care e? Că pesmet, ioc pesmet, mai am o lingură de pesmet aici. Și Nicu m-a întrebat luni când am fost la cumpărături, ai pesmet? Am răspuns. Așa că acum o să cum să vă zic eu? Îmi asum toată șmecheria asta. Sperăm că reușesc să le dau prin pesmet măcar jumate din ele.
Le pun deasupra să le vadă nicu cât dar pe smet. Da? Și zâșesc. Numai că nu prea pot să-l laburesc. Așa. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Hai, poate mi-ajunge. Nu vă umpleți cu prea mult pe smet, că trebuie să vă le dau pe toate suratele voastre. Trebuie să-i trec prin pe smet. Așa că fiți gingașe. Să nu capturați mult pe smet. Între timp mi-am pus tigaia la încins. Ia să mai vede. Ok. Ia să le aranjăm frumos în tigaie. Am terminat și cu chifteluțele. Mi-a ieșit aici o mulțime de chiftele. Ia uitați-le ce aburinde și ce frumos mirositoare sunt. Le acopăr așa cu farfuria asta ca să păstreze calde și ca să nu le mâncăm așa goale, m-am gândit să fac și un piure. Așa că voi curăța câteva cartofi ca să îi pun la fier. Ok. Am pus aici un pic de apă și voi curăța cartofii imediat. Vreau să vă mai arăt un truc pe care eu îl folosesc, că n-am vaschete din astea, tăvițe din astea de plastic la diverse, știu eu, legume, fructe. Eu le păstrez și curăț în ea cartofi și apă ca să nu fac dezastru în bucătărie. Și le folosesc pe așa. Dragii mei, ia uitați cât e de frumos afară, ce soare, sunt câțiva nori, asta demonstrează că azi noaptea a plouat și bănuiesc că și astăzi la prânz va ploua, cel puțin așa am văzut la meteo. Eu filmez acum din balcon, cred că o să mut cât de curând studioul meu de filmare aici în balcon, pentru că e mai luminos și am și un peisaj drăguț. Dar vreau să mai arăt și trandafirașul nostru, care, ce credeți, a început să înflorească. Deja am aici un boboc gata, gata de start. Mai am și în partea aceea. Oricum, fiecare crenguț, așa cum vă spuneam, e plină de boboci. Ok, dragilor, vreau să vă mai spun că mi-am pus cercei și o să vă arăt imediat. Ta-da-da-da! Iacătă și cerceii mei de sezon. Sunt cireșe, pentru că suntem în luna iunie, luna lui Cireșar, o lună care pentru noi a debutat foarte frumos, mai cu un soare, mai cu o ploicică așa de vară, dar cel mai important este că situația s-a îmbunătățit vizibil aici la Milano, cel puțin aici în nordul Italiei s-a îmbunătățit vizibil, au scăzut foarte mult numărul de îmbolnăviri, numărul de decese, așa că undeva se vede o luminiță la capătul tunelului, cum s-ar spune, se vede așa sclipind oarecum soarele și pentru noi, s-au ridicat o serie de restricții, ar mai fi și faptul că s-au deschis granițele în sensul că putem circula dintr-o regiune în alta fără probleme, de asemenea și traficul internațional, asta demonstrează că în luna august vom fi călare pe mașină direcția spre România. Ok, haideți să vă arăt ce am mai cusut, pentru că mulți dintre voi vă gândiți că am abandonat această nouă pasiune. E bine, nu, am continuat să cos. Bine, nu e cusătură de profesionist, e de începător, adică se observă treaba asta. Însă, știți care e problema mea? Problema mea nu este cusutul în sine, pentru că în cele din urmă am învățat să cos drept. Drept mă pricep să cos bine. La curbe și alte șmecherii e un pic mai greu. Ei, problema, știți care e? Băgat oaței în ac. Ei, asta mă termină, asta mă omoară. Dacă facem așa o socoteală și adun toți timpii, de exemplu, timpul care mi-a luat ca să cos toate aceste pătrățele, să zicem undeva la vreo jumătate de oră, cam așa, că nu-i cine știe ce. Ei, dar în ce privește băgatul oaței în ac, aici e marea problemă, pentru că dacă adun tot așa toți timpii, cred că mi-a luat mai mult de o oră, o oră și ceva.
și dacă în perioada asta cât mă chinuiam eu să bag asta în ac, aș fi cusut, cu siguranță era de mult terminată această tentativă de păturică. Eu zic că eu pe post de păturică. Da, deci mai am de cusut încă de două ori cam pe atâta. Deci am făcut câte rânduri? 5 rânduri și trebuie să mai fac încă vreo 10. Deci mai am nu numai de cusut, dar și de decupat pătrățele din astea. Da, într-un cuvânt, cred că ieșe destul de bine, zic eu. Dragii mei, după o bine meritată vacanță, după o bine meritată plimbare, fără mască, spre marea mea fericire, astăzi voi încheia aici vlogul, pentru că mi se pare mie că sunt prea lungi, totuși un vlog de o săptămână, așa că după luni, marți și miercuri voi încheia aici vlogul, reluând de mâine filmările, așa încât sâmbătă sau duminică va sosi și a doua parte a vlogului, a weekly vlogului. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag, vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine și ne vedem foarte curând. V-am pupat!